Salutare, salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou vlog cu noi lozuri. N-am mai făcut de mult o chestie din asta cu noi lozuri. Aveam așa, loz nou, ăsta de 20 de lei, nu l-am mai văzut până acum, cam așa arată. Aici sunt mai multe jocuri, găsește, o să vă explic la toate. Aveam două lozuri, milioane de cadouri, cam așa arată. Aveam un loz, sparge seiful, ăsta nu-i nou, l-am mai avut. Marea lovitură, am mai avut. Și zodiac cu fecioare. Hai să începem prima dată cu zodiacul și pe aia lăsăm ăla la 20 lei. Îl lăsăm... O să dau așa. Am o revistă de asta de... Nu fac reclamă la asta, la profi. Dacă în cadrul acelorași joc din zona 2, substratul răzuibil, simbolul câștigător este identic cu unul din simbolurile care tale câștigi suma înscrisă pe rând. Și aici, deci ăsta e câștig. Stai să vedem ce e aici. Deci aici avem o potcoavă, trifoi, seif sau ce e ăla, cufăr, glob, lingouri, inimă. Astea alea, că aici n-am înțeles. Zona 1. Găsește... simbolul stea. Deci în zona 1 trebuie să găsești simbolul stea și câștigi suma scris în joc. Da, și erau și 50.000 de lei, băi, fraților. Erau și 50.000. Eu sunt întorc așa lozurile că nu am cum să filmez. Doar aș putea să vin din spatele camerii să filmez așa. Și nici nu pot să aplec camera cât de tare să o aplec. E bine așa oare? Ia stați un pic să văd eu din partea asta la dacă se vede. Dacă nu o răzuiesc așa, din partea asta să vedeți și voi. E mai bine așa? Așa, aici câștigul este 1000 de lei. Aici e 10 lei. Bă, măcar 10 lei să dea. Zic și eu, pot. Bă, dar prost. Da, și aici trebuie să găsesc simbolul identic cu unul din simbolurile mele. Păi și care e simbolul? Ăsta e simbolul câștigător. Capricorn. Am înțeles, gata. Deci aici e simbolul câștigător și aici e una, două din astea. Trei, de fapt. Și nu avem, bineînțeles, și cred că sigur e 10 lei câștigul. Exact ce am spus, bă, ce am ghicit, simbolul fecioară, exact zodia mea mi-a dat, 10 lei, zodia fecioară, iar aici, berbec. Și desigur, n-are cum să fie berbec. Pentru că era 5.000 de lei aici jos. Dar niciodată nu-i... nu se știe când câștigi. Așa am zis să mai fac și eu cu un loz. Că n-am mai făcut din mult. Deci așa să observi. Să-l las mai jos ăsta. Eu nu pot să-l urc până la... Cam așa, dau un pic mai încet ăsta. Ia, acum se vede mai bine. Acum și strălucește ăsta tare, puternic. Acum parcă se vede mai bine. Da, deci am luat aici fecioare. Stai așa că parcă se vedea mai bine când era mai luminos. Dar oricum vedeți. Deci aici avem fecioare. Avem fecioară aici și 10 lei câștigul.
Bă, nu putea să pună și eu 1000 de lei, bă? Aici trebuie să găsesc simbolul soare. Mă enervează focusul la camera asta. Mereu se defocalizează, băi, fraților, nu știu ce să mai mă fac. Asta e camera. Aici am găsit simbolul picătură. Deci până acum, din toate, bine că abia am răzuit, avem un singur los, 10 lei, ăsta cu zodiac. Îl punem aici. Dau un pic scaunul, așa. Dar cred că e mai bine așa cum am lăsat eu ăsta. Uite așa mai în jos. Bun. Și o să răzuiesc eu din partea asta la altă. Și o să vă arăt. Doar practic... Că nu vreau să fac mizerie pe măsuța aici. Asta o să arunc la gunoi. Avem sparge seiful. Aici trebuie să găsim substratul răzuibil în zona 1 lingou. Și câștig suma în joc. Câștigul este de 10.000 de lei. Băi, frate. Vreau să nu dea ăștia 10.000 de lei, zgârciți ăștia. Păi în primul joc deja s-a terminat. Da. Am avut chei, monedă și lacăt. Da? Deci chei, monedă și lacăt. Uite, așa se vede mai bine. La fiecare joc. Aici, în zona, ăsta e bonusul. Ia să vedem la bonus, ci? Ori 1. Dar nu știu, la zona 2 multiplică câștigul. Zona 2 trebuie să găsesc de 3 ori pe același rând semnele alea și câștigi. Da, de să nu. Uite, bă, nu putea să dea servietă. Alarmă, cameră, telefon, vrăjeală, diamant, mașină, era pe aproape, dar e vrăjeală, era 300 de mii de lei, 200 de lei și la prima 50 de mii de lei. Dacă dădea servietă, eram în Tenerife acum și plecam, nu alta, glumesc. Ce să dea ăștia, bă, că nu sunt stare să dea nimic. Uitați, panoramele secolului. Bine, că eu iau de distracție. Vă dați seama că niciodată. Deci aici, din prima, servietă, pe același rând, dacă era 50.000 de lei. Bă, dar putea să pun aici, dar nici la 200 de lei n-a pus telefon, camera, alarmă. Uite, aici la 300.000 de lei, diamant, mașină. Nu putea să pună mașină? Ăsta nu se răzuiește. Atâta, una, două, trei. Și era șor 1, era bun. Aici dacă dădea lingou, aveam 10.000 de lei. Vrăjeală, ăsta e pierdere. 5 lei minus. Băgăm aici. Haide să vedem marea lovitură. Avem aici cartea numărul 6. Bun. Dacă una din cărțile tale are valoare mai mare decât valoarea cărții a dealerului, câștigi suma propusă în joc. Hai să vedem, avem o dată 4, o dată 2 și o dată 5. Deci nu avem. Trebuie să iasă o singură carte, probabil, nu toate adunate, suma lor. Deci o singură carte, deci nu avem. Aici la carte nu avem. Hai să vedem aici la... Avem un 7! Hai, cum 7? Banană îmi dai? Nu mi-e foame, bă, nu vreau. Era câștig 7 lei. Mare rahat. Bă, dar zgârciți sunteți voi, bă. Vedeți că din câți bani am dat eu pe el, vreo 60 de lei. Sau mă rog, o să socotim, o să vă spun eu. Dacă rămân cu 30 de lei, bun. Niciodată eu n-am prins să iau și 1000 de lei la un los din asta. Doamne, și ar fi șmecher. Hai să vedem, multiplică câștigul ori 5. Hai da acum,
Măcar 7 lei? Da, nu, dă, bă. Deci aici, în zona 3, dar nu știu care este așa, dacă unul din simbolurile tale este identic cu simbolul câștigător, câștigi suma propusă în joc, inimă, deci ce să găsesc inimă și 10 lei. Da, vezi să nu găsești inima, bă. Inima mea bate, bate pentru nimeni, nimic nu mai contează, tu ești departe. Inima ta bate, bate pentru altul, nimic nu mai contează. Mai cânt și eu aiurea, bă, frate. Adică nu cânt aiurea. Cânt eu ceva bine, da? Dragostea vieții mele s-a dus. Da, deci nu avem inimă, mă. Aveam diamant, cal, trifoi, stea. Potcoavă, coroană, balon și măr. N-ar fi putut să dea, mă. Era bun. Deci, 7 și cu 5, 11 lei. A, nu? 12? Stai, mă, 5 cu 5, 10, 12 lei. Mă fac de rușine aici. Ui, cât îl e. Hai să vedem ăsta, lozul nou, milioane de premii, sau ce aici, milioane de cadouri. Și avem așa, simbolurile câștigătoare, dar nu știu, e ori 1, și simbolul câștigător, unii. A, uite aici, a? Avem așa, tort, mașină, ăștia alea, a, baloane. Deci avem baloane, tort, cadou, invitație, mașină. Stați așa că imediat. Și probabil că trebuie să răzuim jos să vedem simbolul. Deci cam așa. Cred că vedeți bine. Și simbolurile mele. Haideți să vedem. Unii simbolurile mele. Câștigui de 5 lei. Da, alea, că 500 de lei. Da, dai clară treaba. No. Cadou. 5 lei mi-a dat. Du-te în sărăcie. Și tort? Bă, opa, că avem 10 lei. Hai că ăsta e interesant. Chitare. Aha. Deci poți să câștigi... deci avem 10 lei. Ăsta a fost dublu. O să vă arăt imediat. Deci ăsta a fost dublu. Chiar e interesant, o să mai iau din astea. Mai multe, cât sunt mai interesante. Da, bine, acum na, depinde din noroc. Bineînțeles, vă dați seama că depinde din noroc. Și depinde de ei ci cum setează. Uitați aici, tort și cadou. Avem aici tort și cadou, 5 lei, 5 lei. Dar n-ar fi pus o sumă mai mare, bate iar jalea să-i bat. Coroană, deci coroană n-avem, casă n-avem, avem mașină. Deci era cadou și tort. Invitații, nu-i coroană, baloane și aici am de chitară. Deci 5 cu 5, 10 lei. Și avem aici câștig, stai eu, cât era, 10 lei, deci avem 20 de lei în total. Scoși cu 12 lei pierderea. Bine, 7, da, 7 lei și cu 5 lei, dar acolo am scos dublu. Și mai avem încă un los, hai, poate pe ăsta luăm mai mult, poate luăm 50 lei sau 100 de lei. Hai să vedem, chiar sunt curios. Hai să vedem la bonus, ori cât, ori 10. Mamă, dacă dă 5 lei, ori 10, dar nu cred că dacă e ori 10, uite, avem aici casă, balon, baloane, balon, așa, inel, și mașină și tort. Bun. Hai că acum m-am învățat. Și hai să vedem aici. Coroană, 50 de lei. No. Cadou, nu este. Inimă. Sau bomboane, ce e acolo. Nu avem nimic, vă. Și era 100 de mii de lei. Și lingou. Bă, dar nimic nu a dat, mă, și nici măcar un semn. Dar bine că dacă dădea un semn, vă dați seama că erau ori 10. Cine e bun? Vrăjeală, stiți-ne în suspans, bă.
Vrăjeală stiță în suspans, dar n-ar fi putut să deie mașina aici. Nu la 100 de mii de lei, aia acum să fim sinceri, ori 10. Să fi dat la 100 de lei sau măcar la 50 de lei să fi dat. Nu avem nimic, decât era coroană și nu este, cadou nu este, bomboane nu este, invitații nu este, lingouri nu sunt. Avem tort. Nea, degeaba, ia să vă arăt. Deci ăla a fost dublu, am luat 10 lei pe el, cum ar fi mi-am scos banii și pe ăsta. Deci mai avem încă o pierdere de 5 lei, 5 cu 5, 10. 5 cu 5, 10 și cu 7, 17. Hai să-l vedem pe ăsta de 20 de lei, că e cam lung, bă, fraților. Și e și nou, ăsta e și nou. Uite, bonus, 200 de lei, deci găsește... zona 2, substratul răzit, simbolul trifoi și câștigi, multiplici câștigul de 5 ori. Găsește în zona 3 clopoțel și câștigi 200 de lei. Sau găsește în zona 4 potcoavă și câștigi de 10 ori. Multiplici câștigul de 10 ori. Hai să vedem. Da, o da banană. No, banane îmi dai. Băi, iar îmi dați banane, nu vreau banane. Balon? Na. Și era 200 de lei. Ăsta merge mai greu. Deci balon. Și trebuia clopo. Hai cu trifoi, mă, ori 5. Trifoi, ori 5. Hai, bine, mă. Și acum am trebuit să... Ori 5. Am multiplicat câștigul de 5 ori. Dacă e 20 de lei ori 5, e bun. Când scot 100 de lei sau 10 lei ori 5, nu mai contează. Le-au făcut cam prost o aleacă aici la răzui. Să răzuiesc mai greu. Deci avem trifoi, da? Uitați aici. Și de ori 5. Se mai răzuiește oare uneva? Nu cred. Nu, asta nu se răzuiește aici. A, uite aici, și numere câștigătoare. Păi bun, și că numere câștigătoare, ia să vedem. Sper să vedeți bine. 28. A, și trebuie să... Cauți numerele în zona 1, 2, 3, cred. Oricum, o să o întreb pe doamna când mă duc să-l iau. 17. 1. Și 60. Deci avem 36, 28, 17, 1, 60. Deci numerele astea trebuie să le găsim aici. Acum e acum. Și câștig de 5 ori 7. Nu e. Nu este 7. Hai. Următorul, 55. Na. 17. Hai că avem 17. Și câștigul e 100 de lei. 100 de lei. Ori 5 ori 500 de lei. Bă, nu cred. Bă, nu cred. Deci aici e bonus. Câștigă în zona 2. Dar care e zona 2? Las că o să o întreb eu pe doamna. Deci avem un număr 17, băi, fraților! 100 de lei, dar e important că am 100 de lei. Ăsta a fost cel mai barosan. Chiar acum vorbeam. Deci primul los care îl câștig. Dar dacă e ori 5, e 500 de lei. Cred că mă duc mai încolo, că doamna e până la 9 și o să întreb. Chiar e curios. Și avem numărul 6 aici. Bun. Și era câștigul 20 de lei... La 55 era 50 de lei. La numărul 7 era 1000 de lei. Hai să vedem aici. Avem 2. Nu este. 27. Noi. E tot 1000 de lei. 35. Dar e bun că mi-a dat 17 și am 100 de lei. Acum să fie bine. Numărul 5, noi. 5,
Milioane de lei? Nu te mai reșea cu 5 milioane de lei atâia. Bă, măcar e bun, mi-ai dat 100 de lei. Mi-am scos bani pe los, vezi. Dar dacă îmi dă ori 5, cu trifoiul, 500 de lei, ar fi super. Ce să mă duc cu buletinul. Așa, și aici avem numărul 5. Nu este? Ba nu, pardon, numărul 54, dar nu-l avem. Era 20 de lei. Numărul 24, nu-i? Dar dacă mi-a dat numărul 17, vă dați seama că nu mai dă. Și numărul 15, nu este? Numărul 59, și avem 60, nu-i? Și câștig 200 de lei, 500 de lei, 50 de lei, 20 de lei. Și ultimul, m-au luat căldurile, băi, fraților. Am luat și eu, în sfârșit, da, azi am fost norocos, băi, fraților, din toate punctele de vedere. Nu promovez asemenea chestii. Eu fac de distracții, nu joc tot timpul, joc o dată la o lună, două, când vreau eu, când simt eu. Și avem numărul 48, care n-l avem, e 28-ul, și 100.000 de lei. Numărul 4, care nu este, dar e suficient, v-am spus că o dat numărul 17 și era 10.000 de lei. Și numărul 51, nu-i, care e cu 10.000 de lei și 200 de lei cu numărul 20 și nu este, este 36, 28, 17, 1, numărul 60. Da. O să citesc de pe spate. Deci aici zona 2. Bă, dar stai un pic. 17 era în zona 1. Zona 2, zona 3, zona 4. Și asta e zona 1. Eu nu știu ce. Oricum trebuie să mă duc să întreb pe doamna că tot nu înțeleg ce e aici. Zona 1. Răzuiți pelicola de pe suprafața de joc. Dacă în zona de joc substratul răzuibil, cel puțin unul din numele tale câștigătoare, este identic cu unul din numele tale... Stați așa să mă râdeți și pe mine. Ce zic eu aici? Dat un pic lampa mai tare. Se câștigă suma corespunzătoare înscrisă sub numărul respectiv în situația în care două sau mai multe numere câștigătoare sunt identice cu două sau mai multe dintre numele tale, câștigurile înscrise se însumează. Așa, deci dacă în zona de joc substratul răzuibil, niciunul din numele tale câștigătoare nu este identic cu niciunul dintre numele tale, lozul este necâștigător în această zonă de joc. Zona 2, bonus ori 5. Răzuiți pelicola de suprafață așa. Dacă în zona de substratul răzuibil este tipărit cu simbolul trifoi, se multiplică de 5 ori valoarea câștigului din celelalte zone de joc. Da, mă, 500 de lei am luat! Dacă în zona de joc substratul răzuibil nu este tipărit simbolul trifoi, așa. Zona 3, bonus 200 de lei. Asta îți dă dacă ai clopoțelul, se câștigă suma de 200 de lei. Dacă în zona de substratul răzuibil nu este tipărit clopoțel, lozul este necâștigător, asta să știi. Zona 4, ori 10, răzuiți pelicura, deci se multiplică de 10 ori valoarea câștigurilor din celelalte zone de joc. Dacă în zona de joc substratul răzuibil este tipărit potcoavă, da, lozul nu este necâștigător, da, asta să știi. Codul din 7 cifre, codul de bare, tipărit de așa, câștigurile de 20, 50, 100 de lei, 200, 500, 1000 de lei, se achită în agenții, lotul, bla, bla, bla. Da. Deci ăsta-i, mă, ăsta-i norocosul. Dacă am luat 5 milioane, mă duc și-mi repar mașina, oricum trebuie să mă duc să-mi repar mașina. Așa că, am răzuit mai bine aici, am fugit să-mi iau câștigul, băi, fraților. Cât bucuros! Am câștigat 500 de lei. Deci avem numărul 17 cu numărul 17, 100 de lei. Și dacă e multiplicat ori 5, cum zice ei, deci ori 5, ori 100, 500 de lei. Hop, 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 hop. Și mi-am scos bani. Bă! V-am pupat și ne vom revedea
la noi vloguri cu o nouă serie de lozuri. Cred că o să mai cumpăr 5 lozuri din astea, dacă îmi dă 500 de lei, o să mai iau și o să fac partea a doua săptămâna viitoare. Ăsta o să-l postez, cred că duminică o să apară. V-am pupat și stați pe aproape, ne vom revedea la noi vloguri, pa, pa!